foarte multe comentarii în ceea ce privește cotizația. Cuantumul valoric îl stabilește adunarea generală, adică noi astăzi. Deși ați plătit, dar noi trebuie să intrăm în legalitate, să rețineți lucrul ăsta. Da? Că altfel nu poți să faci încasări, nu poți să faci absolut nimic. De asta sunt niște reguli punctuale. Da? Pe urmă, vin din celelalte surse. Ați văzut că avem sponsorizări făcute de Institutul Pastor în valoare de 30.000 sau peste 30.000 de euro. Sunt doar o parte, mai o parte. Și toate celelalte. Acest lucru trebuie să se regăsească într-un document pe care v-aș ruga să-l redactați. Da? E în regulă. Bun. V-aș ruga să supunem votului întreaga prezentare făcută de colegii noștri, să descărcăm din punct de vedere financiar pentru anul 2017. Vă spuneam puțin mai devreme. Da? Ok. Sunteți de acord? Da. Mulțumesc. Împotrivă, abțineri. Bun. Eu cred că deja cotizația a fost plătită de dumneavoastră în valoare de 33.000. Da. Rămânem la... Deci, acum rămânem la suma asta, bărbuie, nu? Pentru 2018. La suma asta. Putem să discutăm pentru 2019. Pentru 2019, discuții în octombrie, când trebuie să face ședința în mod corespunzător, mai data, tocmai pentru cotizație, da? Corect. Și pentru cotizație. Și să ne obișnim cu chestia asta, da? Ok. Da. Bun. Vă rog să votați cuantumul cotizației pentru 2018 la suma de 35 de lei, pe care, de fapt, s-a plătit în adunarea generală trecută. Păi, eu mai pot o dată. Ok. Mulțumesc mult. Tipa, ține nu. Pentru 2019, la sfârșitul, la sfârșitul 2018, când facem adunarea generală, care nu poate. Anul se plătește la sfârșitul în octombrie. Și atunci ar trebui să facem adunarea. Dar până la 3 noiembrie ne vedem cotizația. Să știm că dragul meu, am spus, noi în octombrie să ne amintim că trebuie să facem chestia. Să ne înscriem în statul ăsta, că ăsta ne face să vorbim. Nu ne dăm cu părerea, să nu. Da. Ok. Bun. Eu cred că am parcurs toate etapele obligatorii care derivă din acest statut și vă spuneam din această ordonanță. Dacă dumneavoastră mai aveți ceva de adăugat, de spus la cele parcurse până la ora actuală. Dacă nu aveți, înseamnă că v-ați însușit pe deplin, sunteți de acord și totul este perfect până aici. Intrăm în partea a doua. Vreți o pauză de 50 minute? Nu. Intrăm pe probleme tehnice, cred. Acum, da? Prezentarea ce am discutat în adunarea. Da. O parte de te rog. La data de... data de 14 a doua, s-a ținut o ședință în membrii comitetului, inclusiv cu la clubului Traian Nițescu și Popești de Ordeni și cei de la Antilopa. În cadrul acestei ședințe s-a stabilit de noi să vă propunem dumneavoastră pentru anul 2018 un plan pe care rog pe tehnicul nostru să ne-l explice. Ok. La viteză de microfon, următoarele etape. Măicănești, tecuci. Mai rar ca oamenii să poată să proceseze toate datele astea. Deci, mai exact, aceleași patru etape de anul trecut. Măicănești, tecuci, puși, Sculeni, ștefănești și 7 Dubăsari. Deci însumăm 15 etape. La fond, Umani, 4 etape de Zmila,
și încă un uman, pe data de 5 august. La maraton, două etape de Poltava. Pe lângă cele două etape de Poltava, la maraton se mai organizează un seminațional, să spunem așa, organizat, momentan nu se știe, de Brăila. Brăila, probabil. De județe. Care județele? Toate județele din provincia Provincia Muntenia, mai puțin Prahova, probabil. Da. Și a patra asta nu ține de noi, deci nu ține de noi povestea asta. Este în loc. În loc. Da, loc. Iar ultima etapă de maraton este Harhovul Național, Izium, organizat de Izium, ca localitate, organizat de Cătejescu. Dolj. Da. Deci acesta este planul de zbor viteză propus pentru a fi votat. Spune-le când începe acest program și când se încheie. Programul începe pe data, pe data de 29 aprilie și se termină pe data de 5 august. Acoperă toate categoriile din actualul RNS. Viteză, demifond, general, fond, asfond, maraton, azmaraton și maraton extrem. Cine sunt partenerii pentru categoria fond, ca să discutăm toate aspectele? Conform noilor zone, da? La fond. Singur partener, să spunem, este Giurgiu. La fond? Da. La fond. Și Dâmbovița, de ce nu mai e cu noi? Așa a hotărât așa. Deci astea sunt niște grupări stabilite deja de FNCPR. Și plan de rezervă, Doamne ferește, că poate lem, că nu îmi doresc să intru în Polonia. Dar dacă Doamne ferește, să am hotărât în aceeași ședință că la toate etapele de fond să punem în paranteză medica pentru orice eventualitate, iar pentru etapele de și pentru etapele de ceea ce ați luat până la respond, ce s-a mai pentru că trebuie să punem și problema și asta, pentru că zona rusofonă nu e atât de sigură. Dar cum să le faci? Pentru că datele la naționale sunt deja stabilite. Păi, dar poate nu vrem să participăm la seminaționalul ăla. Și atunci să ai de Bucureștiul etapă care să ai. Păi propunem, că de-aia am spus aici. Asta a fost, încă o dată, în așa ședință extinsă, să spunem așa, și s-a stabilit acest plan de zbor și acest plan de zbor de fapt maraton. Sebi, ce rugăminte? Hai să acordăm solemnitatea acestui să nu intrăm în polemică, ai prefăcut prezentarea și va avea intervenție. Da? Vroiam să precizez că fondul de planul de fond și maraton a fost gândit și conceput în mare parte de membrii participanți la aceste categorii. Nu, da, da, da. Și ne-am ghidat după cele două naționale. Și ce a fost treabă bună? Sigur că orientativ trebuie să țin cont. Și e normal să nu schimbăm. Ce singura schimbare e ca să știe toată lumea, două săptămâni maraton. Spune pe asta. Prima etapă. Primele două. În aceeași ședință. Păi alea 200 deci. Dar să știe lumea. În aceeași ședință, pentru mai bună organizare, mă rog, s-a stabilit să vă propunem, să supunem la vot, pentru etapele de Dubăsari peste graniță, îmbarcarea să fie de vineri seara, pentru lansare duminică. La Dubăsari? Da. Cam asta. Vă spun la... Numai o secundă. Dacă vreți să faceți intervenție pe Pane oprește pictură. Dacă aveți de făcut intervenție, propunem la acest proiect, rețineți că este un proiect, da? Dane, termine cu discuțiile acolo. Ai de spus ceva? Nu întreb că tu ai de spus ceva. Te rog frumos, că nu ești la ASC aici. Da? Haide, te rog, cineva de acolo, te rog. Faceți liniște. Vă rog, haideți să-l ascultăm și pe bună ziua, numele meu este Cireaz Andrei. Eu sunt responsabil tehnic al Cupului Rândunica și am făcut o situație cu rezultatele de la Dubăsari din anul 2016. Au fost din cauza că Ștefăneștiu, Vaporul Ștefăneștiu în loc de 3 Dubăsariuri. Am făcut o situație să vedem dacă Dubăsariul este o etapă echilibrată pentru toți membrii Bucureștiului.
Și am făcut așa, am luat în primul rând numărul de porumbei clasați la Dubăsari, la un club, versus de numărul de porumbei angajați, da? În mod normal, ca lucrurile să fie echilibrate, ar trebui ca acest procent să fie de 20% la toate cluburile, da? Și am luat toate cele 10 Dubăsari. Rezultatul este următorul, le citesc în ordine alfabetică ale cluburilor. ASC Dobroiești are 17% procent de clasă, Voluntari are 15,9%, Copăceni 9,9%, Chitila 18%, Ghencea 19%, Geo Antilopa 21,5%, Geo Arena 19%, Geo ICCF 11%, Rahova Prosperentar 12%, Crândunica 24%, Rapid 22%, Traianițescu 25%, Triumf 28%. Conform rezultatelor statistice, sunt 3 cluburi care sunt defavorizate. Cele 3 cluburi sunt așa, Copăceni cu 9,9%, mai este Giu ICCF 11% și Rahova și cu Ferentari cu 12%. Dacă ne uităm așa un pic, este partea de mijloc a Bucureștiului. Deci, conform cifrelor, aceste cluburi sunt defavorizate. După aceea, am luat următoarea alt aspect. Ce șanse are un crescător de la un club ca să claseze un porumbel în primii 10 promașini? Că până la urmă... O secundă, v-aș ruga să ascultați, nu comentați. Da. Este o statistică, este o evaluare făcută de un coleg la nostru pe date concrete. A adunat unul și cu unul fac doi, da? Da. V-aș ruga să ascultați și logica acestei prezentări. Alt aspect mai este, ok. Câți porumbei a plăgat fiecare club în primele 10 locuri pe mașină? Că până la urmă, ca să ieși campion, trebuie să clasezi porumbelul în primii, să zicem, în primii 10. Și statistica este următoare. De 4 ori sau de 5? Sau nu contează. Ba, da. Nu contează. Când... Nu vorbim fiecare club, câți porumbei a băgat în primii 10, a clasat în primii 10 pe mașină. Și rezultatele sunt cum urmează. Dobrești 3, Voluntari 8, Copăceni 1, Chitila 2, Ghencea 7, Antilopa 8, Arena 7, ICCF 0, Rahova plus Ferentari 5, Râmbnica 10, Rapid 8, Traianițescu 7 și Triumf 35. Deci, conform acestei statistici, orice club are o șansă să bage un campion național. Absolut orice club, mai puțin Giu ICCF cu Chitila și cu Copăceni, care au 1, 2 și respectiv 0. Da? Deci nu poate să vină nimeni aici zică că Dubăsarul nu este... Aș fi dorit, dacă vreți și sunteți de acord, să-ți răspund eu la fiecare punct acolo, așa ne uităm și ne luăm din urmă. Discutăm până nicio problemă. Nu, asta dacă vorbăiți. Ok. Deci, acum că ai rămas la punctul ăla... Gabi, n-a lăsat să termine până la păi nu, că după aia ne pierde mi de ideile. Ok. Îmi spui acolo Triumf 35 de porumbei, prima 10. Da. Bun. Dacă tu pleci cu 35 de șanse, primii 10. Da. 1, 2, 3, 5 porumbei, îi faci cu 4 etape. Vorbim de demifond, da, că acolo... Da, 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 te-am uitat demifond, doar după asta vorbim. Vila Antilopa Cazacu angajează 250 de porumbei într-o singură etapă și face în tot sezonul 8 porumbei 5. În primii 10. 8. Exact. Uită-te acolo. Așa. 8. Continuăm așa. Da? Da? Ei, noi nu facem acolo combativitate individuală, clasări. Că probabil dacă o să ne luăm după alea, nu ajungem nicăieri. Noi facem și ne batem la categorii pe puncte mici. Acele puncte mici sunt obținute numai în primii porumbei. Da, corect. Da? Și asta spun, dau un exemplu junior. Că el joacă bine și eu campionul. Bun, 17. Nu asta vreau. Cel mai bun București. Avem o etapă de Dubăsari cu intrare strict pe nord, că vedem cum intră porumbei, da? Bun, da. În acea etapă are 20 de porumbei care îmi iau puncte cu un punct, maxim 2 până la final. Da. În următoarele 2-3 etape, șansele lui de a-i veni unul din doi din acei porumbei sunt mari. Da. Ca să ajungă un porumbel în partea de jos, nu zic Copăceni, că poate băieții nu joacă atât de bine demifond și viteză. Din nou șansă. Sau Rahova sau cine sau uite, așa. Bun. Îți vine un porumbel care reușește să treacă din aia 17.000, să treacă tot orașul. Da. Și acel porumbel va trebui să repete etapa aia de cel puțin 4 ce a făcut. Da. Cel puțin 4 ori. Da. Ca să reușească să intre în primii 10. Știi ce înseamnă asta? Știi ce înseamnă asta? Aproape imposibil. În fiecare an se detașează cât un porumbel, 2% crescătorii de acolo, care reușește să facă performanța. Este foarte greu să părăsești plutonul care a intrat și ajunge acolo tu, ca și porumbel, etapă de etapă să fii primul. E foarte greu. Okay. Și am să-ți dau un exemplu. Îți vin pe intrare la Dubăsari 1600 viteză, 1700-1800, îți vin 2000 pe intrare acolo. Acolo. Spune-mi intrare, că partea aia. Nordez, mă rog, spune-mi acolo, da? Bun, dacă te uiți la mine în
Brahova, da, în cartier, îmi intră doi porumbei odată, da, da, la Dubăsari. Da. Unul intră, unul stă 3 secunde 7 și are 14 locuri diferență. Da. Ce puncte am la ăla care a venit împreună cu ăla? Da? Și nu ce puncte am la celălalt? Păi îți spun eu. Foarte bun. Dacă era acolo, când plutonul era, normal că buchetul de porumbei strâng și se strâng pe zonele unde intră și atunci discutăm de alte probleme. Asta e problema. Problema Dubăsarului nu este că facem o statistică. Problema Dubăsarului este că este o etapă foarte ușoară pentru București. Nu. Deci, foarte ușoară. Că aici sunt trei cluburi. Care, sunt trei cluburi care poate să zică că sunt defavorizate. Și nu mai scuzăm că cele trei și am spus că care sunt numeri. Asta să ajungem așa acolo. Sunt trei cluburi care sunt defavorizate. Hai, faceți liniște, mă. Un pic. Eu un porumbel, dar restul nu mai joacă. Păi, Grigore nu joacă, Gheari nu joacă, Dișca nu joacă. Haideți să cu Dincolo, spune-mi, uite aici. Ce șanse au avut ei? Deci, încă o dată, ceea ce vreau să spun este că distribuția... Nu mai este cum să face să intervin, oprește-te, te rog. Deci, dumneavoastră a venit cu o statistică proprie și a fixat niște criterii pe seama cărora a stabilit această problemă. Sigur că dacă o iei și dau un exemplu la Triumf, la Triumf care apare cu 33 parcă sau 35 de locuri, să știți că locurile alea nu sunt ocupate de club. Clubul este decât o filială. Nu este o persoană fizică. Este vorba de faptul că la Triumf este Simion Emil cu băiatul care este, da? Care a reușit să obțină foarte multe locuri. Nu înseamnă că clubul este favorizat sau defavorizat. Rețineți că cel puțin la Triumf, în cursul anului 2017, au fost membri inclusiv de la Giurgiu. Deci ei sunt distribuiți pe o rază teritorială mult mai mare decât am concepe un club ermetic într-un pahar. Nu este vorba de așa ceva. Sigur, depinde exact cum se fac și astea, opiniile. Bun. Da? El e aici de și el cu ceea ce vreau să spun următoarea chestie. Orice club din București, sau orice membru din București, are o șansă să ia un loc în primii 10 pe mașină. Da, dacă ne mutăm în care a fost un băie. Nu, nu, nu este adevărat. Trebuie la curaj, facem la bădață, facem la bădață, facem la bădață. Adică, niște, că doar o opinie lui. Ce opinie avea? Nu să zică cineva.